Salutare din nou. Așa cum v-am promis din vlogurile trecute, am revenit cu un review asupra acestui Yamaha Raptor 350. Recent readus la viață, să zic așa. A trecut prin o etapă de restaurare. Nu chiar ca la carte, dar în mare parte a fost readus la viață, pentru că avea aproximativ 10 ani, cred, de când stătea degeaba. Deci cam așa arată ATV-ul acum. Și să intru mai mult în detalii cu ce am făcut la el. În primul rând, după cum se vede, este revopsit cu vopsea Raptor. A, nu este cel mai profi, dar e perfect pentru ce trebuie. Deci cam așa arată vopseaua. A fost foarte greu de dat cea veche jos, pentru că avea cel puțin 3 mâini de vopsea, fiind plastic, puțin casant. În fine, a fost foarte dificil de vopsit. Ce să mai zic? Cadru este vopsit și întreg ATV-ul în prima fază a fost făcut de nașul meu, Pufi. Așa îmi place să-l alint, este mai sensibil el din fire. Și ce mai bun mecanic de pe gama VAG, domnul Robert, sau Robeașcă, cum îl alint eu. El s-a ocupat de cadru și ce au mai făcut în prima fază. Și de traseul electric, care a fost refăcut de ei după schemă cap-coadă. Absolut totul e funcțional. O să-i dăm și o pornire. După ce l-am luat eu, să zic așa, după ce a ajuns la mine, i-a fost refăcut motorul, schimbat segmenții. Și ulterior, absolut tot ce ține de sistem de frânare, da, etrierul pe spate a putut fi recondiționat. Am schimbat decât plăcuțele. Lanțul, după cum se vede, deci lanțul e nou, did, cu pinion. Aici i-am montat un senzor de viteză pentru a citi, a contoriza kilometrajul, pentru că i-am făcut și RAR-ul, ITP-ul și era obligatoriu să am ceasul montat pentru a se vedea kilometrajul. Uitați, acum are 43 km. Așa, aici la
Aici am sudat un L, am dat gaură, am fixat foarte bine senzorul și pe unul din frâna de mână trasă, pe unul din șuruburile de la pinion, aici mi-am montat magnetul într-o piuliță mare și a prins două filete, dar stă perfect. O să vă arăt cum trece exact pe la senzor. Mai departe, am schimbat toate becurile de la semnalizări, cele de la faruri erau ok. I-am schimbat capacul la stator pentru că era fisurat, îmi pierdea foarte mult ulei. Garniturile absolut toate. Furtunele de benzină, după cum se vede, cu filtru. Am schimbat filtrul de aer. Reglat, curățat cum trebuie carburatorul. Pinionul mic, la fel a fost schimbat. Deci a fost schimbat și pinionul mic și pinionul mare. Pe față am gresat toate bucșile. Mă scuzați că fac toate cele, dar m-am înnecat. Deci pe față am gresat toate bucșile. Telescopul pe spate este cam moale, este cam dus, dar momentan mai aștept. Pentru că e foarte, foarte scump. Nu știu dacă recondiționează cineva aici, la noi în țară. Din câte am înțeles, este plin cu hidrogen. Dacă nu mă înșel. Cel puțin așa am văzut în unele clipuri pe YouTube la americani. Așa, aici avea o rigușă ruptă la far și i-am făcut-o, schimbate cablurile, prelungite unele. Și înlocuit pompa de frână. Nici nu mai știu câte i-am. I-am schimbat, nu mai știu ce. Dacă omit sau nu ceva. Acum o săptămână mi-au venit jantele astea. Jantele cu cauciucuri noi. Sunt de pădure, pentru că aveam unele de stradă și n-aveam ce căuta cu ele în pădure. Deci aici cred că se vede panta asta, e destul de nasoală și am urcat-o lejer, așa, la relantit, să zic. Merg foarte bine. I-am reglat direcția. N-am mai stat să fac clip la reglajul de direcție, deși ar fi trebuit, pentru că e o chestie destul de importantă. Așa că acesta este Raptorul cu 350. Oglinzile, după cum se vede, că altfel nu merge la ITP-ul. Schimbat ulei, schimbat absolut tot, filtru și Vulcea 11 IBI. Mai trebuia un U și era IUBI. Posibil să fie un IUBI, că mie îmi place să am grijă de lucruri, puțin cam exagerez, dar fiecare are pititii lui. Așa cum ziceam, mai am de schimbat aici capacul la filtru de ulei. Aici tot mai dă puțin, e la fel fisurat. Capacul la filtru de ulei ăsta trebuie să schimb, dar vreau să văd dacă reușesc să comand de la americani un kit pentru răcirea uleiului.
Deci are neapărat nevoie, mai ales vara când e foarte cald, motorul ăsta are neapărat nevoie să răcească uleiul. Dacă nu are nu are antigel, nu are, așa a fost făcut. Și am găsit un kit, dar costă foarte mult transportul. Kitul e undeva la 130 de euro și transportul 145. Ceva de nu, trebuie să găsesc o soluție mai puțin costisitoare. Se schimbă capacul, care are ieșire cu două conducte, undeva aici în partea de jos. Conductele duc până în față și aici trebuie să-i adaptez cumva un radiator cu un răcitor prin care va circula uleiul și îl va răci destul de bine să nu se mai încălzească atât de rău, pentru că nu e ok. Chiar dacă e făcut el să meargă la temperaturi mari, vara când e foarte cald nu poți să mergi cu el, că absolut frige, deci dezastru. Nici nu poți să stai să ții piciorul din dreapta acolo unde ieși evacuarea, e jale. Așa că hai să-i dăm o că ține și frâna de mână. Am reglat-o eu mai puțin, dar trebuie să-i mai fac un bagaj. Azi o să merg să-mi fac un copil la cheia asta. Hai să-i facem o pornire. Îmi place maxim atât de asta. Deci față de CF Moto 450 e bestial, altă senzație, altele. Sper să meargă mult și bine. Genial sunetul. Are un sunet demențial. Eu zic că e puțin prea gălăgios. Aici așa o mică tură și apoi o iau din loc, pentru că
Cam asta a fost pe ziua de azi. Acesta este raptorul, mica bestie, cum îi mai zic eu. Și să ne auzim, să ne vedem cu bine, sănătoși și Doamne ajută!